Ho, ho, ho! Și bine ați revenit la un nou episod din Vlogmas. Nu știu ce a fost cu intro, așa mai venit să zic. Dar da, să știți că agonia mea a luat sfârșit, în sensul în care astăzi desfacem într-un final primul calendar advent. Primul, cel cu care am cele mai mari emoții, vă spusese, mi se pare, în daily, este acesta de la Douglas. Merry Christmas around the world! Și de ce am emoții? Stați să vă arăt. De fapt, să auziți. Nu știu ce e aici, cred că e o varză totală. Dar nu contează, noi desfacem în cazul în care nu suntem mulțumiți de acesta, mai avem multe, am 8, cum vă spuneam. Primul, rămânem cu 7, avem motive de bucurie în cazul în care suntem dezamăgiți de acesta. Apropo de dezamăgire, mai vorbeam cu o prietenă de-a mea de pe YouTube, canalul este Sandra Viața în UK. Ea a apucat să-i fac unboxing și a zis că nu, pe lângă faptul că îi lipsau niște produse, mă rog. Intrați pe canalul ei și poate l-a postat deja. Hai să-i dăm drumul, să nu mai lungim agonia de care vă spuneam la început și să vedem ce Dumnezeului se întâmplă. Uite, nu știu dacă vedeți, deja un pic o ușă aici este semideschisă și încerc să vă arăt, sper să miasă. Are deja o burtă, deci am impresia că multe produse sunt strânse pe aici. Așa că lăsați că tragem la sfârșit concluziile, că nu vreau să vorbesc înainte. Hai să desfacem. Prima ușă este aceasta de aici, numărul 1. Încerc să nu ies din cadru și hai să vedem ce găsim noi în spatele ușii numărul 1. Ah, uitați, ai de capul meu. Deci am deschis ușa numărul 1 și deja mi-a târnă un produs pe aici. Îl vedeți? Ia uitați-l. Sper că vedeți acolo. Da? O să fie o varză. Dar nu. Hai, încercăm, facem. În prima ușiță avem de la Ana ceva, un, ce asta? Energizing Face Care cu bambus. Este o cremă de față cu bambus, aceasta de aici, în varianta travel size, 15 ml. Ce ne spui tu că faci? Tratament energizant pentru față. Hai să vedem și cum miroase. Drăguțel, dar nu wow. Să vedem. Mă rog, ce-ar putea? N-am putea să ne dăm seama de prea multe lucruri acum, pentru că da, nu prea. Miroase a castravete. De asta cred că nu prea-mi place. Bine, așa pare hidratantă, pare ok. O cremă. Acum, unde să le pun eu? Stați un pic să-mi aduc un coș, să pun produsele și revin. Imediat, nu fugiți nicăieri. Publicitate! Gata, mi-am adus lângă mine acest coșulete în care vom pune produsele din toate calendarele advent, cred, dacă în cap. Și apoi, la sfârșit, o să fac o selecție și cel mai probabil, uite, fac un anunț. Tobe! Fac un anunț. O să urmeze să mai organizez un giveaway cât de curând, probabil atunci când atingem 5.000 de subscriber. Știți că l-am organizat pe primul atunci când am atins 1.000 de subscriber, așa că am de gând să fac și la 5.000 și la 10.000 și așa mai departe. Probabil o să includ în acel premiu produse din aceste calendare advent care mie nu mi se potrivesc. Însă o să vă anunț la momentul respectiv, când o să iau decizia, tot așa o să organizăm concursul ori aici pe YouTube, ori dacă nu pe Instagram. Și apropo de Instagram, în cazul în care nu mi-ați dat follow acolo, vă rog să o faceți. O să vă las pe aici, o să vă las pe aici pe ecran contul meu de Instagram și o să vă las linkuit și în descriere. Bun, deci cum spuneam, primul produs, crema de la Ana Yaki, un brand de care eu am mai auzit lucruri destul de bune. Ok, mai departe. Ușița numărul 2. Uite-o aici. E gol. Deci nu cred, e gol. Oh my god. Bun, haideți să vedem cum facem, pentru că văd că pe spate am câteva informații ce am găsit în spatele fiecărui număr. La ce nu am găsit, o să desfac apoi tot ambalajul și vedem, poate sunt strânse jos, pentru că v-am zis că am impresia că sunt adunate aici în partea de jos. Așa că la 2, dragii mei și dragile mele, nu avem nimic. Mai departe, momentan, stați pe fază. 3. O să fie iar gol? Ce ziceți? Nu e gol. Hai să vedem ce avem noi la numărul 3. Avem o, ce e asta? Mască revitalizantă, am zis bine, de la Dr. House,
Hauschka? Mă bate limba asta. Așa arată produsul. O mască revitalizantă. N-am auzit de brand, de aceea nici nu știu exact cum se pronunță. Și cu scuzele de rigoare. E micuță. Asta pare a fi o mostră. Nici măcar travel size. E și sigilată. Haideți că nu mai desigilez în cazul în care poate mă decid să o introduc într-un giveaway. Și cred că așa voi face și cu restul produselor. Bun. Mai departe. Avem 4. 4 este aceasta de aici. Îmi pare rău dacă mai ating microfonul. Hai să vedem. Avem ceva? Gol. Gol. Deci ăsta o să fie un circ. Un circ total. Mai departe. 5. Unde este 5? 5 este aici. Hai. Aici. O să încerc eu să fiu cu minte de acum, să las calendarul jos, să nu mai ating microfonul, să nu vă mai zbârnăiesc cu sunetul, așa cum s-a întâmplat cu videoclipul în care am făcut haul-ul cu Black Friday. Acolo am uitat un ambalaj pe microfon pentru câteva minute și da, pare rău. Oh my God, ce e aici? Nu, asta trebuie să vi-o arăt. Douglas, shame on you. Mai multă grijă la ambalaj pentru că e o varză calendarul ăsta. Ca și apropo de varză, să vă zic și cât am dat pe el, am dat 120-130, ceva de gen. Bun, cred că aici ar fi trebuit să fie ăsta de la Real Techniques, un burețel. Foarte binevenit, să știți că e foarte bun. Este burețelul meu preferat de după cel de la Beauty Blender. Însă eu mai am unul, așa că ăsta va ajunge cu siguranță la voi. Sau, mă rog, o să vedem cum ne organizăm. Instagram. Instagram mă caută. Da. Stați mai puțin să-l dau pe silent pentru că sunt cătată. Imediat. Îmi pare rău. Ok. Bun. Ăsta a fost 5. 6. Unde ești? Hai măi. 6. 6. Ia asta mare de aici. Ce o să vedeți? E goală. Glumesc. Da, nu glumesc. Deci mă enervează de nu mai pot. De nu mai pot mă enervează. 7. Mic aici. Deci e un fail total. Doamne ferește. 8. Avem într-un final ceva la 8. Ce avem aici? Un cleanser. Favorite Foaming Cleanser 3-Step Face Care de la 1, 2, 3. Nu, 3, 3. Așa arată. Deci deja mă apucă nervii, nervoși. Ce am desfăcut? 8? 9, îl avem aici. Este gol. Nebunesc. Nu contează, dă-i înainte. 10. Oh, Doamne. 10. 10 e gol și el. 11. Nu, deci uitați-vă, pe cuvântul meu. Mă apucă toate alea. Vedeți? Toate sunt goale și cu siguranță sunt strânse aici. Hai să o luăm mai repede. 12. Gol. 13. Of, Doamne. 13, unde ești? 13, într-un final. Hai că avem produs înăuntru, din fericire. Ce avem aici? Ia să vedem. Watermelon Glow Sleeping Mask. De la un produs corean. Cred că e Glow Recipe firma. Așa arată. Ia să vedem. Putem desface. Este sigilată. Nu o să o desigilez pentru că la fel s-ar putea să ajungă la voi. Bun, vedeți, mi-a scăzut entuziasmul. Mai departe, hai să ne animăm. 14. Avem și aici ceva. Tot de la 1, 2, 3. Este, cred că, un alt pas din tratamentul lor. Este acesta de aici. Mă rog, ce e asta? Hydra Power Gel Cream. Deci o cremă de față.
15. Uitați-vă și voi cei la 15. O mască. Probabil trebuia să fie la numărul 6 ăsta mare de aici, dar vedem la sfârșit. La 15 avem de la Tomorrow Labs Boosting Serum. Deci avem un ser de față. Toate produsele sunt mici, travel size, mostre. Nu prea îmi place. Dar nu nimic, știm pentru la anul ce să cumpărăm și ce nu. Nu? 16 este gol. 17. Ca 17 am câte vreți voi aici, ia uitați. Dar bănuiesc că era vorba despre asta. Ia să vedem. Da, Hydrogel Cream de la Honest Beauty. Așadar, încă o cremă de față. Ok. N-am căutat, încercam să caut câteva informații, dar n-am ce să vă zic. Nu, ideea este că sunt câteva branduri de care chiar n-am auzit. Și apropo de chestia asta, calendarele advent sunt binevenite și din punctul ăsta de vedere, pentru că așa aveți acces la branduri de care n-ați auzit, nu știați sau pe care probabil nu vreți să dați banii în varianta normală înainte să le testați, nu? Ok, da, ar fi ideal să și avem produse. 18, gol. 19. Hai că avem o pensulă. În sfârșit ceva cât de cât pe gustul meu. Este de la Zoeva. O pensulă de concealer. Așa arată. Așa sunt perii. Da, asta îmi place. În sfârșit, este primul produs care îmi place până acum. Ok. Mai departe, 20 îl avem aici. Încercăm să desfacem, la 20 este o varză. De la ce ești tu? Tot de la Tomorrow Labs Eye Complex, așa arată. Apoi, asta nu știu de unde o fi. 21, gol. 22. Ce-mi plac astea, ei! Avem aceste elastice de păr de la Invisibubble. Îmi plac foarte mult. E genul acela, haideți că pe ăsta îl desfac, că să la mine, pentru că îmi place. Și sunt așa mate. Interesant. Sunt genul ăla de elastic pe care atunci când îl pui în păr, nu-ți strică forma, nu lasă urme în păr, despre asta e vorba. Sunt foarte bune, este firma mea preferată. Să știți că ei au adus pe piață prima oară acest gen de elastic, după care au mai apărut diverse copii sau, mă rog, încercări ale altor branduri, însă acestea sunt originalele și sunt foarte, foarte bune. Nu sunt dure, se țin părul foarte bine la oaltă, așa că, da, în sfârșit, al doilea produs care îmi place din acest calendar și suntem aproape de final. 23, nu? Da, 23. Gol. Minunat. Și 24. Eu de obicei la 24 mă aștept să fie produse mai mari. Și haideți să vă arăt cei la 24. Cred că e parfumul de la Ariana Grande, mă gândesc ea. Da. Avem un parfum de la Ariana Grande în variantă super mini. Și hai să vedem cum miroase. Vedeți că nu are difuzor, doar îl pui așa. Interesant, un pic cam dulce, cred că pentru gustul meu. Da, interesant, nu e rău. Dar cum se numește acest parfum? Ne spui și nouă? Nu, că de ce? Hai, poate găsim informații pe spate, pentru că acum o să vreau să întorc calendarul, o să scot și produsele și o să vă zic ce ar fi fost în spatele ușițelor. Hai să încerc să le culeg de pe aici. Un dezastru calendarul ăsta, pe cuvânt. Deci un dezastru. Sunt ca și ambalaje varză. Varză. Mai am? Mai am, că se mai aud pe aici. Ia uitați. Deci toate adunate. Dar nu-i nimic că rezolvăm noi. A, facem cumva și rezolvăm. Mai am?
cred că nu. Cred că astea sunt. A, uite, mai avem ceva. Și acum. Gata, pare gol. Ok, hai să vă zic acum. Uite, Douglas, mă pui să munceze două ori, firar să fie. La prima ușiță, v-am zis, era crema de la Anayaki. La 2, ia să vedem, la 2, îl avem pe aici. Da, este acest produs, Lift and Roll Hyaluron. Așa arată el. Punem în coș. La 3, unde ești tu, 3? A, acela de la Hange cu ca, mă rog. 4. 4, 4. Bine că avem lista asta pe spate, că dacă nu, era vai și amar. 4. Nu-l văd pe 4. Mercedes-Benz Woman Eau de Parfum. La la. Hai să vedem. Asta e? Nu. Asta e Amber Combi. And Fitch. Mercedes-Benz. Așa arată. E un parfum. Și hai să vedem cum miroase, că sunt curioasă. A, e cu roll-on. Și hai să vedem. Seamănă cu ceva. Nu știu cu ce. Poate din acest motiv mi se pare și un miros comun. Nu e. Doamne, cât de tare seamănă cu un parfum. Ceva de la Lancôme. Că văd sticla în fața mea. Da. Ok. 5. 5, 5. Unde ești tu? 5. 5 avem Real Techniques. A, e burețelul. 6, Star Skin The Gold Eye Mask Single. Încă un produs care îmi place într-un final. Sper că nu vorbește ring light-ul. Eu mai am o mască de la Star Skin, aceea în recipient Mov Glow, parcă se numește, și mi-a plăcut foarte mult. Așa că de asta sunt foarte, foarte încântată și de fapt sunt patch-uri pentru sub ochi. Uitați aici, sper că vedeți. Bun, în sfârșit ceva care ne place. 7. Dr. Suzanne von Germana mă bate. Schmiedeberg. Care ești tu, ea? Unde apare? Unde ești, măi, nene? Serum, nu? Oh my god. Nu-l găsesc. Ba da, uite că l-am găsit. Este acesta de aici. Mititel. Sper că-l puteți vedea. Alt brand de care n-am auzit și pe lângă faptul că e Mititel, ori o fi curs, ori așa vine el pe jumătate. Ia uite, nu știu dacă vedeți acolo, că e pe jumătate. Ce jumătate? Da, hai să zic jumătate, ca să nu zic un sfert. A, ok, gata, m-am prins. A avut ăsta-i de protecție. E ca acele fiole, știți? De vorba Sandrei, de algocalmin eventual, se rupe de aici și probabil îl pui pe față și va face minuni. Sau nu. Apoi, la 8, 1, 2, 3, Favorite Foaming Cleanser. Uitați că am mai văzut eu ceva de la 1, 2, 3 ăștia. Cred că l-am prezentat în prima parte. Apoi, la 9, Biotulin Supreme Skin Gel. Unde ești? Nu e ăsta. Ăsta este. Așa arată. Foarte mici produsele. Oh. Deci un, ce vrea să fie el? A, un gel pentru față antiriduri. Apoi, 10. Hyaluronic Power Serum de la 1, 2, 3. Free, de fapt. Este acesta de aici. Ok. Deci avem 3 produse de la ei și scria pe ele că este un tratament în 3 pași. Așa că probabil ăsta este unul dintre cei 3 pași. Mai departe, 11. Avem parfumul de la Abercrombie & Fitch. Hai că mi-a ieșit într-un final. Ia să vedem acesta cum miroase. Unde mă dau? Hai că mă dau aici. Asta cred că îmi place cel mai mult până acum. Da, e mai fresh. Aduce un pic cu... și ăsta seamănă cu ceva. Cu Dolce & Gabbana, da. Simt un pic lămâia aceea din Dolce & Gabbana Light Blue. Ok. 12. Tot de la Anayaki, prima firmă de care v-am vorbit, Intens Mascara Mini. Avem această mascara, așadar. Și hai să vedem și pensulica. Ok. Așa arată.
Am mascara mini. Bun, la 13 glow aia cu pepene v-am zis, 14 v-am zis, ce mai avem aici? Mai am 4 produse. Dr. Suzanne, nu. Aoleu, Doamne, ăsta. Ăsta cred că e, nu, nu e ăsta. La 15 înseamnă că v-am zis, la 16, deci la 16, eye cream. Asta este. Asta era la 16, tot de la Dr. Suzanne, mă rog. O cremă pentru ochi. La 17, Honest Beauty Hydrogel Cream Mini, de aia cred că v-am zis. La 18, Anayaki, din nou, Pur El Rollerball. Ok, este încă un parfum, mă gândesc. Hai să-l vedem și pe acesta. Aici m-am dat, hai să mă dau aici. Cumva miroase a plante un pic. Da, astea îmi inspiră mie plante. Ok, și mai am două produse, le mai am pe acestea. Una de la Anayaki, din nou, și încă una de la Tomorrow Lab. Ăsta e Overnight Activator, ăsta era la numărul 23, ca să știți. Și ăsta ce e? Ultra Time Serum Restructurant. Ai, 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 Macarena. Mă rog, era și ăsta. Nu mai știu acum la ce ușă, că deja m-am pierdut în ele. Impresii. Mai cumpăr calendarul acesta? Nu. La anul, dragul meu, Merry Christmas Around the World, nu te voi mai cumpăra, ești o varză. Din punctul meu de vedere, în primul rând, din cauza ambalajului. Nu este posibil să vină în halul acesta de deteriorat. Într-adevăr, nu am produse sparte, îndoite sau ceva, dar cumva, teoretic, aceste calendare le desfaci în fiecare zi, da? Pe 1 decembrie desfaci o ușiță, pe 2 decembrie altă ușiță și așa mai departe. Și dacă eu mă apuc să desfac și nu găsesc nimic acolo, care mai e bucuria? Adică Douglas mi-a stricat bucuria. N-a o pasta. Bum! Glumesc. Nu glumesc, dar poate a părut un pic prea dur. Da, nu-l voi mai recumpăra, nu mi-a plăcut, nici produsele nu pot să zic că sunt wow, nu știu, din 24 de produse am 2-3, hai, maxim 4 care mi-au plăcut, parfumelele astea, drăguțele, da, mă rog. Iar din punct de vedere al dimensiunii produselor, la fel, nu mi-a plăcut. Dar nu-i nimic, acesta a fost abia primul, cu siguranță vom avea calendare mult mai frumoase pe măsură ce avansăm în vlog. Tocmai de aceea am și vrut să-l desfac prima oară pe acesta, pentru că aveam emoții, știam că n-or să fie produsele la locul lor. Așa că am vrut să scap de el și să vă spun primele mele impresii. Ok, ne revedem așa cum v-am obișnuit zilnic. Pentru mâine o să avem un alt clip, nu mai știu exact cu ce, dar nu-i nimic, aflați voi singuri mâine. Vă pup, sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți și astăzi și ne revedem tomorrow! Pa!